Primele două module destinate pentru a servi ca locuințe pentru patru familii de buzoieni care nu au adăpost au fost deja instalate pe o platformă betonată de la capătul străzii depozitului. Deja am demarat, suntem la a doua fază, deci prima fază a fost cea cu așezarea primelor două module. Astăzi le primim pe următoarele două. Instalația de apă și canalizare deja este executată, urmează conectarea lor a ultimilor două astăzi, sperăm până în ora 3 să le conectăm și pe următoarele două și până la sfârșitul anului sperăm să vă conectăm și la partea electrică. Modulele sunt concepute special pentru a fi locuite. Ele sunt izolate fonic și termic și sunt compartimentate în două camere de aproximativ 16 metri pătrați, bucătărie, baie și un hol mic la intrare. Sunt dotate cu toate instalațiile necesare și nu trebuie decât să fie racordate la apă, canal și energie electrică. La începutul anului să le facem o surpriză celor năpăstuiți, să le dăm în primire locuințele. Respectiv. Aceste module vor avea același caracter de locuință socială? Da, absolut. Ei vor avea mutații ca la orice altă locuință. Așadar, patru familii se vor muta în locuințe noi din luna ianuarie 2016. Este un dar puțin întârziat din partea lui Moș Crăciun, ajuns la cei aflați în nevoie prin grija primăriei Buzău. Trei dintre cele patru familii se vor muta dintr-o locuință socială de pe strada Alexandru Marghiloman, care este insalubră și nu mai prezintă siguranță. Cealaltă familie locuiește în prezent într-o gheretă din zid, aproape de podul de la Vadu Pașii.